În poate unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului. Sezon presărat de multe probleme, mai ales cu accidentările. Încă 14 secunde. Ghiță pentru Voivodin și Söke. Probabil că va fi pentru Ghiță dacă se va face această fază. Nu, Voivodin aruncă și scoate Vasile. 3 secunde, aruncă Vasile! Gol! Nu? Să vedem, nu este gol. Arbitrii spun nu este gol. Buricea în pragul unei crize de nervi. Un arbitru spune că nu este gol. Ce final de meci pe măsura meciului. Un meci extrem de spectaculos. Un meci terminat cu o controversă uriașă. Buricea protestează acolo. Pe tabelă golul nu a fost validat. Evident, nu avem nicio tehnologie ca să putem să vedem ce se întâmplă. Cicovani se îmbrățișează acolo cu Pop. Toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă. Buricea și Flaviu să se ia că discută acolo. Mai aprins, evident. Spiritele sunt încinse. Voivodi ce a aruncat aici. Vasile a scos mingea. Și a văzut că nu e nimeni în poartă. A aruncat cât a putut de rapid. Mingea a intrat în poartă, dar e posibil să fi intrat după finalul meciului. Incredibil meci. Atenție. Nu așa, în niciun caz așa. Foarte nervos George Buricea. Trebuie ținut de Brasler și de Ionuț Pușcașu. Buricea a mai avut 4 etape de suspendare. Evident, spiritele s-au încins, dar nu e nevoie de astfel de lucruri. Nu avem nevoie de astfel de lucruri în handbalul românesc. Nu există astfel de reacții, pentru că am tot văzut. Am văzut la Zalău, am văzut la Focșani. Nu există astfel de reacții. Nu trebuie să avem astfel de reacții. 27-27. Așa s-a terminat partida de la Megidia. Egal între Constanța și Turda. Nu mai spunem ce spune George Buricea, știm să citim.